Ca să vezi cine este lupul care păzește Turma 2 Schengen. Tocmai Austria. Uh, un alt funcționar al poliției, dar și al serviciului secret uh, al Austriei, pe nume Egisto Ot, uh, a fost reținut sub o acuzație uh, extrem de gravă. Uh, în complicitate cu un alt personaj, fugit în prezent în Federația Rusă, el a furnizat datele Schengen ale persoanelor și ale societăților comerciale, le-a accesat, le-a utilizat și le-a vândut angro rușilor, serviciului secret al Federației Ruse, care astfel a avut acces la toate datele cetățenilor și societăților comerciale care au utilizat spațiul de liberă circulație. Tot a venit în România ca să se întâlnească cu Klaus Iohannis, omologul său, austriac. Poate ar fi bine ca pe ordinea de zi să existe și acest subiect, iar Austria ar fi bine să-și toarne cenușe în cap, și să-și ceară scuzele de rigoare către toate statele beneficiare de spațiul, ale spațiului Schengen, care, în loc să fie beneficiare ale spațiului Schengen, au devenit victime ale vânzătorilor de Schengen din Austria și spionajului rusesc.